Bună seara! Bine ați venit la webinarul organizat de compania Admiral Markets. Numele meu este Croitoru Veaceslav, analist de piețe financiare și trainer la această companie. Astăzi vom avea un webinar de analiza pieței și totodată, pentru început, propun să discutăm oarecare temă despre metode de analiza pieței. Întrucât nu am ales pentru astăzi o temă, propun să veniți dumneavoastră cu idei. În ceea ce ați dori să discutăm, iar ulterior parcurgând tema și totodată analizând piața, să trecem pas cu pas prin evoluția diferitor instrumente ca să ne dăm seama ce se întâmplă în piață și ce decizii ar fi să luăm în următoarea perioadă. Vreau să vă amintesc că săptămânile trecute am discutat despre figuri, am discutat despre Fibonacci, am discutat despre lumânări, semnale pe lumânări. Nu am mai vorbit de mult timp, cred, despre linii, nivele psihologice, linii de trend. Ok. Acum nu vorbesc și nu este sunet. Ok, deci nu, această linie, domnul Paul, nu e necesar să o trasăm așa cum e trasată cu roșu. E mai corect să fie trasată cum e cea trasată cu negru, mai sus, din al doilea minim al zonei de congestie. Dar o să ajungem și aici.
Nu știu pe ce instrument să luăm liniile și nivelele, că pe euro-dolar tot am analizat de multe ori. Oricum o să ajungem la el, haide să iau alt instrument și după aceea revenim la euro-dolar. USD franc, USD canadien. Cred că o să urmărim USD franc, întrucât USD canadianul iarăși l-am analizat de mai multe ori și totul e destul de clar pe el. Haideți să vedem ce se întâmplă pe USD franc. Totodată, un lucru foarte important pe care mulți traderi usually neglijează este construirea unui profil de analiză pentru un instrument. Atunci când începem analiza unui instrument, în primul rând, ca să putem să trasăm corect toate nivelele, va trebui să avem 4-5 grafice pe diferite perioade de timp, începând de la mai mare spre mai mic, pentru a putea vedea nivelele importante care, între care are loc mișcarea prețului pe termen lung și trendurile importante, adică direcția de lungă durată. Ulterior, de la acestea, mergând spre perioade mai mici, determinăm în ce fază a trendului se află prețul. Ulterior ne dăm seama ce e de făcut, adică dacă se află într-un punct de continuare sau de inversare a direcției trendului sau dacă se află undeva la mijlocul de mișcare a unui val și în cazul acela e de așteptat. Și luăm pas cu pas. În primul rând construim profilul de analiză pe USD franc, luăm câte grafice avem nevoie, minim 4, maxim 6. Să iau 6 să fie și îi dăm o denumire Save Profile As USDCHF. Ok. Și începem de la primul grafic. Îi setăm culorile. Puteți să vedeți în filmulețul postat pe site la tutoriale video cum se setează culorile. Și începem cu primul grafic lunar. Ulterior îl luăm pe al doilea săptămânal, al treilea zilnic, al patrulea H4, după care avem H1 și jumătate de oră. În general, H1 și jumătate de oră se folosește doar la atunci când urmărim prețul îndeaproape, când e de deschis poziția dintr-un punct optim sau când imediat după deschiderea poziției iarăși e interesant și important totodată de urmărit evoluția prețului în primele câteva ore. Și începem să trasăm nivele de la graficul lunar și totodată și linii de trend. De fapt, pentru cei care nu știu cum influențează, cum se formează aceste nivele, de ce ele se formează și cum influențează acestea piața pe viitor. Atunci când prețul se mișcă într-o anumită direcție și traderii au poziții deschise, când vorbesc de trader și de cei care tranzacționează, mai mult mă refer la bănci și la fonduri, căci traderii retail, cum suntem noi, de fapt, reprezintă 5% din piață și
nu avem nicio influență asupra pieței. Băncile, fondurile de investiții au poziții deschise pe o anumită direcție și piața se așteaptă ca prețul să ajungă la un anumit nivel. Dacă e pe vânzare, am luat de exemplu aici prima dată când e atins acest nivel 1.13, 1.14, la graficul lunar nivelul nu are un preț fix, e ceva fluctuant de 100 de puncte. Când piața era în descreștere, traderii se așteptau la un minim, un minim care este speculat prin diferite modalități, atât tehnice cât și fundamentale. După ce piața ajunge la acest nivel și cu cât mai mare este impactul psihologic asupra traderului, cu atât mai mulți vor tinde să închidă pozițiile la acel nivel așteptat, după care, dacă piața nu găsește motive fundamentale sau motive a raportului, să zicem, dintre cumpărător și vânzător sau influență din partea unora, atunci la acel nivel se formează un minim, cum ați văzut aici. Ulterior, această idee se păstrează în memoria traderilor și când piața iarăși este în descreștere, traderii își vor fixa ținta de a încasa a doua oară profitul iarăși la același minim, pentru că nu se știe dacă va avea putere să scadă mai jos. Puterea, adică puterea pieței, de fapt, nu se măsoară în puterea banilor cu care se tranzacționează sau, eu știu, în dependență de situația economică generală. Nu aceasta înseamnă putere, ci, de fapt, puterea psihologică a traderilor de a crede că piața trebuie să scadă mai jos. Dar traderii, instituțiile care tranzacționează, niciodată nu o să-și riște o poziție deschisă mai sus pe vânzare, să riște să aștepte dacă piața va reuși să străpungă, pentru că odată atins un nivel de importanță maximă, mulți vor avea mai degrabă dorința să-și marcheze profitul, să știe că au încasat ceva, dar sigur, decât să aștepte mai mult. Totuși, în continuare, în dependență de situația economică, piața, dacă revine de la nivelul psihologic aici pe creștere și totuși situația economică confirmă că nu poate să crească, ci situația e de așa fel încât ar trebui să scadă în continuare, atunci vânzătorii capătă din ce în ce mai multă forță și pas cu pas piața străpunge. Iarăși, această străpungere niciodată nu influențează absolut toți traderii, niciodată nu are impact asupra tuturor. Sunt mulți care au dubii dacă piața totuși va reuși să scadă ori nu. Și atunci, fiind această situație psihologică, prețul nu capătă îndeajuns forță ca să scadă până la minimum atins, ultimul minim atins, ci scade și ulterior piața revine din cauza că nu sunt îndeajuns de multe ordine pe vânzare, ci trebuie să capete încredere pe vânzare mai mulți investitori și atunci când piața revine, din ce în ce mai mulți încep să capete această încredere și să intre pe vânzare. Astfel, piața neapărat are nevoie de valorile corective care se fac la nivele psihologice pentru ca de acolo și mai mult să capete încredere pe noua direcție a trendului pentru a deschide ordine și pentru a susține mișcarea prețului. De aceea, de multe ori, vedem că
băncile, atunci când încearcă să influențeze piața, ele trebuie să o facă din punct, nu doar din punct de vedere fundamental, ci și din punct de vedere tehnic. Căci această piață este atât de mare încât o singură bancă nu poate să o influențeze. Iar dacă banca nu influențează piața atunci când trebuie, adică nu o duce mai sus de nivel, ci doar o apropie, da? Pentru că vorbesc despre acest lucru, pentru că mă refer și la situația pe USD-IEN, care a scăzut destul de mult acest raport, banca trebuie să intervină într-un moment favorabil, adică orice jucător care vrea să influențeze piața trebuie să o facă într-un moment favorabil, să o facă din punct de vedere tactic. Căci, până la urmă, această psihologie a traderilor determinată, care se bazează în mare parte, să spun, pe memorie, pe instincte și pe frică. E foarte simplu totul, de fapt, dacă privim din punct de vedere psihologic. Căci traderii instituționali tranzacționează cu banii băncilor, cu banii fondurilor. Ei caută siguranță, ei caută cum să profite din mișcarea pieței într-un mod cât mai sigur. Și atunci ei vor căuta să se folosească atât de psihologia pieței, cât și de posibilitatea de a influența piața pentru cei care au mai multă forță. Să influențezi piața poți în diferite feluri. Un trader, un jucător mare, poate să cumpere atunci când piața este aproape de un nivel important, cum este această zonă, să ducă piața puțin în sus și să știe că piața crește doar pe cumpărarea lui sau pe cumpărarea a 2-3 jucători care poate ajung la un comun acord. Iar ulterior, aceiași jucători vând și ei vând de la un nivel mai înalt și pot să profite de asta mai mult decât profită ceilalți. 100 de puncte în plus, de fapt, creează un avantaj cel puțin de a ieși în pierdere pe zero în cazul în care piața într-adevăr nu își revine, adică nu scade din nou, ci crește. Pentru că oricum piața va reveni să testeze nivelele și atunci jucătorii își dau seama că strategia abordată nu va da rezultat. Dar străpungerile false peste nivele întotdeauna apar datorită faptului că totuși mari jucători au potențial de a influența piața. Deci să nu vă așteptați ca piața întotdeauna să respecte anumite nivele cu mare exactitate. Acest lucru este imposibil, anume datorită faptului că fiecare jucător mare își are propriul interes. Interesul ca el să câștige și altcineva să piardă. Deci, noastră nu sunteți pe acest grafic ca să vedeți o situație ideală a economiei, o situație ideală de evoluție a prețului conform noutăților și tot așa. Nu, acesta este un teren unde mari jucători luptă pentru a câștiga bani. Ei încearcă să influențeze această mișcare a prețului prin diferite strategii, cei care au această forță. Unii pot decât să urmărească prețul. Astfel încât să ducă în eroare pe unii și să aibă propriul profit. De aceea mulți traderi la un moment dat, mai ales traderi începători, spun că
Iată, am văzut că piața crește și de fiecare dată când văd că este pe creștere și o cumpăr, piața merge contra mea. Practic, acesta este și scopul. Pentru că nu e vorba despre piață. Nu ea este contra dumneavoastră. Și sunt jucătorii care influențează piața în așa fel încât ulterior să câștige. Dar dumneavoastră, practic, tot ceea ce puteți să faceți este să asistați la acest joc. Pentru că nu puteți nici de cum să influențați această piață, nu puteți nici de cum să modificați, să o faceți să aibă o mișcare ideală, să aibă o mișcare corectă. Nu, acest lucru este imposibil. Probabil este o utopie până la urmă. Dar ceea ce puteți să faceți este să înțelegeți acest joc dintre cumpărători și vânzători, să înțelegeți psihologia de mișcare a prețului. Și în toată această mișcare să găsiți o regulă, ceva ce se respectă. Un jucător nu poate să profite din toată mișcarea prețului, adică să cumperi din vârf, să închizi profitul pe minim. Este imposibil acest lucru. Dar o mică parte din mișcarea prețului poate fi prevăzută. Există momente, să spun, care apar odată la 3 luni, odată la jumătate de an maxim. De ce atât de lung? Pentru că aceste momente dau niște poziții corecte, niște poziții cu o probabilitate mare și aceste poziții durează. Durează cel puțin o lună, cel puțin 2 luni de aceea și. Și astfel de momente pot fi identificate, astfel de momente pot să aducă profituri reale în condiții de risc optime, să dea o profitabilitate de la 30 la 60% pe an. Depinde cât se riscă în tranzacție. Acum o să citesc ce întrebări au apărut. Ok. Și acum cum poate un trader retail care practic nu are nicio influență asupra acestei piețe, cum poate să profite din această piață? Și puteți să profitați destul de simplu, dar până la urmă acest lucru simplu se învață destul de greu. Trebuie să înțelegeți că acei traderi instituționali și ei, oricât de multă forță n-ar avea pentru a influența piața, oricum și ei
au posibilitatea să piardă și să câștige. De aceea, în acțiunile lor, ei la fel vor fi motivați de dorința de câștig și de frica de a pierde. De aceea, urmărind cum se mișcă prețul, ne putem să ne dăm seama despre anumite decizii care sunt luate de către piață unanim. Adică cam toți se vor baza pe aceste instincte. Și atunci piața începe să ne arate că traderii nu tranzacționează, nu deschid tranzacții, chiar dacă prețul are o anumită direcție de mișcare, un trend, totuși traderii își deschid pozițiile pas cu pas. Dacă există un trend care este determinat de o anumită situație fundamentală și există multă încredere pe vânzare ori pe cumpărare, atunci, după fiecare nivel străpuns, piața va crește mai mult și mai mult, mai repede și mai repede. Adică, traderii vor adăuga volum la pozițiile deschise. Dacă încrederea nu este mare, atunci piața se revine cu testări la nivelele anterioare. Adică, în zona aceasta vedem testare dublă la nivel, înainte ca să fie atins un minim mai jos. De aceea, în primul rând, traderul va trebui să urmărească nivelele, și anume cele de pe graficul lunar și cele de pe graficul săptămânal. Și iată, pe acestea putem să le vedem după minime și maxime care se formează la același preț. Așa. Și acest lucru ne spune că dacă dumneavoastră doriți să deschideți poziții profitabile, atunci unica dumneavoastră șansă este să le deschideți de la acest nivel. Problema este că de multe ori, cum e aici cazul, nivelele nu sunt respectate foarte bine, anume datorită intereselor unor jucători mai mari. Adică jocul acesta de a câștiga. Dacă dorești să câștigi, cineva trebuie să piardă și atunci trebuie să influențezi oarecum piața. Cât de puțin e posibil, dar trebuie. Într-o piață care nu este lichidă, jucătorii mari au posibilitatea să o influențeze mult mai mult. Și atunci nivelele psihologice nu mai sunt respectate atât de bine. Jucătorii mici, în schimb, nu pot să influențeze piața. Iar pe piața Forex sunt mult mai mulți jucători mici care dețin un volum de bani îndeajuns de mare încât jucătorii mari să nu aibă atâta forță de influență. Și atunci piața respectă mai bine nivelele psihologice și analiza tehnică. Iată, vedem că cotația USD franc în acest moment, neajungând la un nivel psihologic de rezistență, ea începe să scadă. Puțin. Dar ceea ce observăm este că înainte de aceasta, în partea de jos, aici avem un semnal de cumpărare foarte puternic. De multe ori, în asemenea cazuri, totuși, cumpărătorii se așteaptă ca piața
să scadă, să aibă o corecție ca să intre pe cumpărare în puncte mai avantajoase. Cei care au frica și impresia că prețul va crește continuu încep să cumpere, dar aceștia sunt mai puțini. Jucătorii mari, într-adevăr, vor aștepta o corecție. Iar corecție înseamnă cel puțin 61,8%, 76,4% în cazurile în care ne aflăm într-un moment de cotitură foarte important. Și aceasta a fost prima creștere și corecția ar fi trebuit să se facă la 0,78, 0,79. Ulterior, piața a mai crescut puțin și vedem nivelul 61,8 la 0,80. Șapte șase punct patru la 0,77. La fel cum euro-dolar a scăzut foarte mult. Și înainte ca să ajungă la 0,20, 0, pardon, 1,20, 1,18, acolo unde se așteaptă mulți nivele pentru care avem previziuni că prețul să ajungă în acest an, prețul trebuie să revină, să crească pe euro-dolar pentru ca ulterior să aibă forță să scadă, adică din ce în ce mai mulți jucători se deschidă poziții mai favorabile de la prețuri mai mari, deschizând aceste poziții de la prețuri mai mari și având siguranță pe descreștere, ulterior când prețul va mai scădea, vor avea și mai mult apetit pentru risc și vor deschide poziții și mai mari pe vânzare, ceea ce va determina descreșterea prețului pe euro-dolar la nivele mai joase de 1,25. Dar asta se va întâmpla peste câteva luni. Până atunci însă, pe euro-dolar vedem prețul într-o zonă corectivă, adică poate să totuși să scadă în zilele următoare și apoi să crească, sau poate și să crească, e destul de neclar ce se întâmplă. Dar totuși, euro-dolar este într-o zonă corectivă, într-o creștere, după care urmează să apară un val impulsiv descendent. La fel și USD franc are nevoie de o corecție. Și la acest moment o să reveni. Totodată, în afară de, pe lângă nivelele psihologice, există și direcția de mișcare a trendului. Linia de trend se trasează întotdeauna din vârful umbrei, ulterior poate fi trasată prin vârf sau prin punct de închidere. Închiderile pe maxime se fac pe lumânările verzi, închiderile pe minim se fac pe lumânările roșii. Atunci când este străpunsă linia trendului, nu numim acest lucru inversare de trend, ci aplicăm instrumentul Fibonacci și urmărim cât la sută se corectează prețul. Până în 38,2 este corecție, după care piața poate să atingă noi minime. În acest caz vedem corecție în 23,6%, a crescut mai sus puțin pentru că aici e nivelul psihologic. Nivelele Fibonacci întotdeauna le corelăm cu nivelele psihologice, încercăm să găsim o medie între ele și ulterior piața poate să atingă noi minime și noi minime
Atâta timp cât nu trece mai sus de 38.2, dar acest lucru nu este o regulă neapărat, să zic așa. Vedeți aici iarăși 23.6% corecție și tot așa. Deci, de fapt, creșterea adevărată pe USD franc se va face atunci când prețul va trece mai sus de 1.14. Vedem cât de bine acest nivel Fibonacci 38.2 în cazul de față se corelează cu nivelul psihologic de pe graficul lunar 1.14. Până la acest nivel, avem corecție la trend. Cu toate că o străpungere și un punct bun de intrare în piață ar apărea deja și peste paritate, peste 1.0. Dar cu adevărat, creștere este mai sus de 1.14. Pe moment însă, e mai mult probabil să avem un val corectiv și trebuie de văzut până unde ar putea să scadă acesta. Mergem pe graficul săptămânal. Aici trasăm doar nivelele apropiate, 0, 1.0, 1.0 și cel de mai sus. Unu 14, cam bine. Linia de trend este și ea ajutătoare. Dar este o linie de trend foarte lungă. Și de aceea se va mai trasa una aici. Pe graficul săptămânal începem să observăm alte nivele intermediare care și ele au o importanță destul de mare și care sunt respectate de preț. Nivelele de pe graficul lunar aici le vom trece cu o linie mai îngroșată, iar nivelele care încep să se observe abia la graficul săptămânal, le trasăm cu grosimea a doua. Astfel putem să vedem la prețul 0,93, un nivel important despre care am vorbit de mai multe ori, un nivel care a dat și un punct de vânzare, când a fost această străpungere, veți vedea pe graficul zilnic sau pe graficul de oră, dar găsim aici și alte nivele mai jos, aici încă unul, și ar mai fi aici jos unul, dar el nu se vede, deși mi se pare interesant. Totodată se trasează Fibonacci pentru a vedea nivelul până la care s-a corectat prețul și eu mă așteptam să ajungă chiar până la paritate, dar nu a ajuns. Acum merge corectiv. Totodată
Aici putem să trasăm deja linie de trend pentru această mișcare ascendentă. Dar oricum aceasta nu ne folosește la nimic în acest moment. Dar mai important este să trasăm un Fibonacci aici pentru a vedea nivelele corective, cum acestea se corelează cu alte nivele Fibonacci, adică cu corecția la tot trendul descendent și acum avem impulsul ascendent care poate să aibă acum o corecție. Aici vedem o suprapunere 76.4 cu 13. Și v-am zis că investitorii mari se așteaptă la o descreștere mai importantă a prețului ca ulterior să intre cu volum mai mare, să intre dintr-un punct sigur. Deși este foarte jos acest punct 0,76, totuși ar putea să fie pe viitor. Până mai scade prețul, totuși vedem că abia a început să scadă din zona 0,93. Și ar fi interesant de determinat cât mai scade. Pe un grafic zilnic vom prelua nivelele de pe graficul săptămânal, și anume zero 93 aici deja devin interesante semnalele pe lumânări care se formează la nivel. Aici am avut străpungerea și testarea nivelului, o scurtă corecție, iar săptămâna trecută o înghițire, care este un semnal că în săptămâna aceasta prețul ar trebui să continue descreșterea. O scurtă creștere pentru testare și e de așteptat ca în următoarele zile să scadă. Destul de ciudat pentru că pe euro-dolar tot încearcă să străpungă acest maxim pe care se află acum și nu reușește, dar s-ar putea să se coreleze aici cu USD franco și acesta să meargă în jos, iar euro-dolar să crească. Vedem, este o situație destul de instabilă. Alte nivele importante. Evident, vom lua aceste minime. Și ultimul acesta de aici. Fibonacci. Această linie se numește linie intertrend. Atunci când piața nu testează prima linie, linia aceasta nu a fost testată. Străpunsă, dar testarea nu s-a făcut la ea. De multe ori piața revine și testează linia trasată prin al doilea maxim format. Și atunci am putea să vedem o testare aici în zona 38.2 sau mai jos zona 50.
Nu cred că ar ajunge piața chiar până la 76.4, 61.8, dar până în 50 ar putea să ajungă. Astfel, aici vedem nivele psihologice de pe graficul zilnic care cât de cât se corelează cu nivelele Fibonacci. Întotdeauna căutăm aceste corelări. A fost o întrebare interesantă despre străpungerea liniei. O linie e străpunsă de mai multe ori, dar probabil să spunem că într-adevăr începe o corecție la trend, putem să aflăm acest lucru doar dacă prețul trece mai jos de 23.6. Ajunge în 38.2, ar fi o corecție deja bună. Problema se pune în felul următor, că totuși pozițiile trebuie deschise mai degrabă din nivelul 13, pentru că întotdeauna stop loss-ul se amplasează deasupra maximului anterior. Iar dacă deschidem din 23.6, deja este prea târziu să mai intrăm în poziție. Pentru că piața întotdeauna poate să revină să testeze la 13 sau poate să fie străpungere falsă peste 23.6. Când piața trece mai jos de 38.2, ea se duce la 61.8. Dar în această zonă ne aflăm deja într-o zonă unde mișcarea este în evoluție de ceva timp și este spre sfârșit. E altceva când vorbim de un trend de lungă durată, adică atunci când piața străpunge peste 38.2 pe termen lung. Aici și îl testează și de aici începe să crească și crește la 50 și ne puteam aștepta să ajungă și la 61.8. Dar când e vorba de trenduri de durată mai scurtă, atunci nu prea putem să mai tranzacționăm între aceste nivele. Astfel, urmărind aceste nivele pe termen lung, putem să ne dăm seama de niște lucruri destul de simple care ulterior ne face să înțelegem că posibilitățile noastre în această piață sunt destul de limitate. Un trader, cât de bun ar fi acela, nu poate să facă un pronostic asupra mișcării prețului în fiecare zi. Este absolut imposibil acest lucru, iar probabilitatea lui este în jur de 20-30%, considerând mișcările pe termen scurt și semnalele care apar. Și totuși, datorită faptului că această piață totuși este influențată de jucători, unde fiecare are propriul lui interes, întotdeauna apare riscul. Orice semnal nu are apărea la termen scurt, totuși apare riscul. Și de aceea, cele mai sigure poziții sunt cele care sunt luate între nivele de durată lungă. Pentru că anume între aceste nivele de durată lungă, piața reușește să își formeze o tendință, unul la mână,
Doi la mână, această tendință se va termina odată cu frica ce apare nu numai la un singur trader, ci apare la majoritatea traderilor, deoarece majoritatea vor vedea că în trecut, la un nivel important, prețul s-a oprit. Pe când nivelele, pe termen scurt, adesea pot fi manipulate. Și atunci, unica șansă de a câștiga este de a urmări prețul la nivele pe termen lung, la acele nivele de urmări semnalul, dacă piața străpunge nivelul sau dacă îl testează și se respinge, da? Aceasta este testare și respingere. Iar aici prețul putea să urce chiar și mai sus, este străpungere, testare, piața se respinge, dar nu reușește să crească prea mult. Aici piața revine și îl testează din nou, din partea de jos și scade. Un trader care folosește doar o mică parte din valoarea contului pentru a face aceste speculații, adică 2-3%, nu va fi afectat. Adică, dacă prețul nu merge în direcția dorită de el, ci merge contra la un moment dat, și traderul hotărăște să aștepte, să vadă, poate totuși prețul revine pe direcția lui, el își permite să lase prețul să meargă contra o perioadă, căci ulterior știe că va reveni cu testare și va putea să iasă pe zero din tranzacție. În acest fel tranzacționează absolut toți traderii mari. Și de aceea și se formează nivelele psihologice. Adică conform acestei psihologii simple, care este unica șansă de câștig. Ulterior, dacă piața eșuează să străpungă un nivel, ea va reveni la cel precedent. Sau vor de mai jos în cazul dat. Sau vor apărea ceva noutăți care vor influența impresia, părerea, psihologia tuturor traderilor, adică peste 50-60%. Și atunci se va forma o străpungere falsă. Și totuși piața iarăși revine la același nivel, adică dacă ea ar fi să crească, ea nu trece instant peste 0,93, ci revine pentru că nu are forță să fie în creștere mereu, pentru că unii de la 0,93 au vândut, iar cei care vând cu volume mai mari și își permit să aibă și pierderi mai mari, nu vor intra instant pe cumpărare când piața crește și nu vor închide pozițiile de vânzare instant. Și vor aștepta să vadă dacă într-adevăr creșterea este adevărată. Și când piața revine și testează și ei văd că nu străpunge în jos, atunci închid pozițiile pe vânzare și cumpără. Și atunci se formează străpungerea falsă. Dar un jucător care tranzacționează corect nu pierde din aceste străpungeri false, ci își menține echilibru și respectă nivelele psihologice din piață. Astfel, nivele importante întotdeauna vor da o bază, o bază foarte sigură de la care putem să începem o poziție. Și nu contează dacă acea poziție va fi greșită din start, pentru că piața ulterior va retesta acel nivel și vom putea să ieșim cu zero pierdere, ba mai mult să intrăm pe direcția corectă.
Aici cu liniile de tren nu prea avem de dat multe exemple, ele sunt destul de simple și nu aș vrea să intru în canale, în lucruri mai complicate cu liniile de tren, pentru că și așa cred că am explicat destul de multe lucruri. Haideți să văd ce întrebări au mai apărut și ulterior mai discutăm. Bursa de valori din București este o piață foarte mică, este de 10 ori mai mică decât cea din Polonia și orice jucător mare poate să o influențeze cum vrea el. Pe USD franc nu există niciun head and shoulders în acest moment. Iar pe euro dolar Double top de săptămâna trecută nu s-a confirmat. Acel de pe 4 ore a venit și a mai testat odată. Urmează de văzut ce se va mai întâmpla. Acum este vârf triplu pe euro-dolar. Dar poate și să crească. Pe euro-dolar situația devine din ce în ce mai incertă de la o zi la alta și asta din cauza că pe termen, dacă ne uităm la graficul de 4 ore, atunci putem să vedem sau la graficul de oră, putem să vedem aceste tentative de a străpunge linia trendului trasată cu negru și de a o testa ulterior să scadă, dar totodată pe graficul zilnic avem un semnal de creștere care ar putea fi infirmat dacă ziua de azi rămâne așa cum este ea sau crește încă puțin și ziua de mâine
apare o zi lungă în descreștere care se închide mai jos decât minimul acesta anterior. Căci piața, ceea ce a făcut este să formeze un maxim mai sus decât maximele anterioare și ulterior să vină să-l testeze. Iar pe graficul zilnic avem înghițire totală, ceea ce e semnal de cumpărare. Dar piața ar putea să nu crească, deoarece în această creștere a ei, piața nu a format un val corectiv, adică corecție minoră la val corectiv. Deci valul acesta ascendent e un val corectiv. Și totuși trebuia să apară ceva descendent care să dea posibilitatea traderilor să intre în piață de la nivele de mai jos, astfel încât să aibă poziții mai sigure. Odată ce piața nu a scăzut, volumul în piață este destul de mic. Ia să vedem noi. Uitați-vă la MACD, pe graficul de 4 ore. Ce face? Maximele sunt aproape la același nivel anterior, iar histogramele sunt foarte jos. Ceea ce înseamnă că aceste creșteri nu se produc pe volum mai mare. Și piața se epuizează. Totuși, din punct de vedere psihologic, dacă piața este influențată de un jucător mare și o duce peste nivel, evident, ea va crește. Dar totuși, în acest moment, tendința pieței ar fi mai mare spre corecție. Nu trebuie să uităm nici de aceste medii mobile care sunt testate și pe graficul de 4 ore, media mobilă 55 este cea care e testată, dar ceea ce v-am spus anterior nu a fost un val corectiv de ajuns de lung ca să dea posibilitatea de a intra în piață cu atât mai mult posibilitatea de a forma o corecție îndeajuns de mare, ca astfel încât conform extensiilor Fibonacci, nivelul 423.6 sau 361.8 să ajungă la prețuri îndeajuns de înalt. Și dimpotrivă, dacă ar fi să presupunem că aceste maxime vor rămâne așa cum sunt și de aici piața o să scadă până la nivelul 13 sau puțin mai sus, atunci putem să vedem o corelare interesantă. Extensia 161.8 se va suprapune cu nivelul psihologic 1.3450 și cu nivelul corectiv la valul descendent 50, iar 261.8 cu 76.4 și aici, în apropiere, deja avem linia de rezistență. Felul acesta. Linia aceasta poate fi trasată și așa, dacă e. Mult necesar, dar depinde. Așa arată mai bine. Și iată, aici avem liniile trendului.
Linia de trend care pe graficul zilnic e trasată din vârf prin vârf. Altă linie de trend, deși acest minim îndepărtează linia de trend foarte mult de prețuri, totuși vedem cât de bine aceasta este testată. De multe ori, linia trendului, în cazul unui trend descendent fiind linia de rezistență, se va corela cu linia de suport, va fi paralelă cu ea. Și dacă nu se vede clar linia de rezistență, putem să căutăm linia de suport și să trasăm una paralelă cu ea. Întotdeauna linia de suport se va corela cu un maxim, cu penultimul maxim de pe trendul anterior sau cu ultimul minim. Aici a fost penultimul maxim. Și prin minimele noului trend, două linii paralele, am încadrat această mișcare descendentă și a început mișcarea ascendentă. Vorbind despre nivele psihologice pe euro-dolar, putem să vedem acest nivel 1,29, care a fost testat de foarte multe ori în trecut. Îl vedeți aici, 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 aici testare. Aici testare. Aici testare. Aici testare. Aici testare. Iarăși, când a scăzut această săptămână, s-a oprit la 1,29, alta a străpuns. Mai jos de 1,29 a făcut stea de dimineață și a revenit peste 1,29. Un punct excelent de intrat pe cumpărare. Ulterior, acest nivel, 1,29, 1,2865, îmi trebuie încă un Fibonacci ca să văd unde are loc corecția. Dacă ar fi așa, tot aici, la nivelul 1,29, vine corecție de 61,8%, nivelul 13 în această zonă. Deci, teoretic, piața, înainte ca să aibă loc această creștere, trebuia să corecteze la 1,29. Corecția a fost, dar piața a plecat prea repede în sus. E posibil să mai fac o testare la 1,29. De aceea nu mă grăbesc să zic, chiar dacă am dat primul target 1,3450 sau vei încasa profit la 1,3450, oricum nu mă grăbesc să zic că piața o să ajungă acolo. Am impresia că ar putea să scadă. Totuși, dacă cineva din jucători influențează piața și trece peste 1,3220, evident, următoarea țintă va fi 1,3450. Până atunci, nici de cum nu trebuie să vă grăbiți. Iată această zonă cu un Fibonacci trasat anticipat, acesta cu albastru, care pe moment pot să-l elimin de aici. Și zona arată în felul următor: 61,8% corecție, 13% și nivelul 1,29 aici în apropiere, dacă trece cu vreo 50 de puncte mai jos, nu e problemă. Și totuși, vedeți aici, avem totodată și niște semnale pe graficul zilnic, o respingere de la media mobilă 50, aproximativ testare la 21 și 34.
și sunt foarte curios dacă piața o să aibă forță să crească în continuare fără a face un val corectiv, sau dacă va fi o scurtă străpungere, rapid atinge 34-50, de la 34-50 poate să plece foarte agresiv în jos. Dacă piața atinge 34-50, atunci în acest moment, adică fără să mai facă corecții, dacă piața ajunge la 1.3450, atunci e posibil ca de la 1.3450 să înceapă să scadă și în câteva luni deja să luni, săptămâni, să meargă în jos fără să mai zăbovească prea mult la aceste nivele superioare. În acest moment, părerea mea este că ar trebui de așteptat ceea ce am spus la început. Trebuie să vedem în ce zonă ne aflăm. Cei care speculează pe termen scurt ar putea să încerce o speculație mai sus de 32,50 până la 34, mai sus de 32,20 până la 34,50. Cei care nu au încredere în tranzacții pe termen scurt și vor tranzacții pe termen lung, atunci semnalele de vânzare de la 34-50 ar fi o oportunitate bună, dar și mai bună ar fi ideea ca prețul să scadă la 1,29 și de acolo 1,2850 și de acolo de intrat pe cumpărare. Se poate trasa așa o linie, dar nu știu dacă ajută ea foarte mult. În cazul dat, dacă sunt unii care sunt nerăbdători să încerce și o poziție de vânzare, atunci se poate trasa o astfel de linie. În felul acesta? Așa, apropo, am putea să încercăm așa ceva. Ar trebui să fie așa. Pardon. Și anterior așa. Deci ceva de genul ăsta. Și dacă piața străpunge în jos, apoi revine și testează mișcare descendentă, ulterior revenire cu testare și din acest punct de testare apare o poziție sell așa. Deci, acest scenariu ar fi unul interesant pe termen scurt. Sau poate și să străpungă.
Întotdeauna trebuie să vă rezervați mai multe opțiuni și apare așa. Străpungere, testare și intrat pe cumpărare. Pentru vânzare încă nu ne putem pronunța. Deci, după cum vedeți, piața se află într-un moment când nu putem să luăm o decizie. Evident, iarăși, e partea cu norocul. Adică, cine are răbdare, de exemplu, deschiderea pozițiilor de la nivele superioare, de aici, de la 1.3170 pe vânzare, cu stop loss scurt de 70 de pip și take profit de 325 de pip, e interesantă poziția totuși. Adică e 1 la 4 până la urmă și chiar dacă se pierde, se pierde puțin, să zicem, puteți să riscați 1% și să câștigați 4%. Sau să riscați 2% să câștigați 8%, ceea ce nu este rău. Dar pentru siguranță cam ar trebui să așteptați puțin. Și probabil, considerând că azi este joi, acest moment care cam are reveni identic, eu cred că luni, săptămâna viitoare, luni, marți, deja o să vedem un rezultat în piață. Da, non-farmul de mâine ar putea să miște piața într-o anumită direcție. Dar nu non-farmul va fi semnalul de vânzare. Exact cum a spus, catalizatorul. Ar putea să dea o direcție pe termen scurt pieței, care, după care să ne așteptăm la o corecție luni și marți să putem să luăm o decizie. Da, este o tranzacție sell pe grafic care e făcută marți la webinarul de începători și decizia a fost următoarea, că piața aici a străpuns linia de suport și tot ziceam de tranzacții pe termen scurt care sunt mai riscante. Linia de suport, adică linia celor două minime de aici, și linia trendului totodată. A venit cu testare și am zis că o poziție sell pe înălțimea figurii. Stop loss deasupra maximelor, căci piața întotdeauna poate să vină să testeze și până la linia de rezistență. Cineva a zis că e mai bine de așteptat la linia de rezistență și atunci am putea să obținem un raport într-adevăr bun, căci aceasta nu e o poziție bună. Raportul dintre stop loss și take profit este de 1 la 1. Adică pe bani reali nu prea se merită să fie deschis o astfel de poziție, căci vă asumați un risc degeaba. Adică cât câștigați într-o poziție, tot atât pierdeți în alta și atunci degeaba, mai bine e să stați liniștiți și să nu vă pierdeți timpul, cum s-ar spune. În schimb, când au fost testate maximile aici, deja era interesant. Stop loss-ul 55-70, take profit este de 3 ori mai mare. Dacă se merge până la 28-50, de 4 ori mai mare.
Da, exact. Acestea sunt cele două nivele de urmărit, 1.30-80. Și 1.32-20 aici în partea de sus. Da, am pus exact. Ok. Bine, astăzi ne-am concentrat mai mult pe euro-dolar și pe USD franc, dar așa este că situația este destul de complexă în piață și a trebuit să acord mai mult timp pentru a analiza doar două instrumente. Dar cred că acum puteți să aveți o imagine destul de clară despre ceea ce se întâmplă, cel puțin pe aceste două instrumente, și să aveți niște repere clare pe care să vă bazați deciziile. În orice caz, noutățile de mâine, că tot mulți urmăresc noutățile, nu ar fi o bază de a lua decizii. Ele într-adevăr vor influența mișcarea prețului în sus sau în jos, ca ulterior, de luni de marți, prețul să ajungă într-unul dintre aceste două puncte pentru a intra în tranzacție. Ok. Vă mulțumesc pentru participarea la acest webinar. Vă doresc o seară bună. La revedere!